Prestația arbitrului Cătălin Popa i-a scos din sărite pe oficialii Oțelului. Conducătorul echipei Gălățenei reproșează cavalerului Fluierului din Argeș mai multe decizii, nu doar eliminarea lui Helder. Am început primele 15 minute, după ați văzut și dumneavoastră meciul. Am avut penalti la Jula la 2-1, nu l-a dat. Primul galben la Tavares nu trebuia să-l dea. E greu să joci cu Steaua 75 de minute fără în 10 jucători. Este aproape imposibil. Ok, să înțelegem că au fost obosiți, dar nici nu vreau să vorbesc despre arbitraj. S-a supărat totuși pe Tavares pentru ce a făcut, că totuși știa că... Al doilea galben a fost, ce să facă? Trebuia. Ce pot să fiu supărat pe el? Nu pot să fiu supărat pe el. Totuși sunt supărat pe alte lucruri. Sunt supărat că Cojoc greșește, sunt supărat că Mișelericu nu iese la pasă. La astea sunt supărat. Ce să fiu supărat pe Tavares care alergă 90 de minute? Nu știu, trebuie să facem o analiză, să vedem care sunt prioritățile, dar așa e greu. Cristi Munteanu, team managerul Oțelului, crede că echipa de la Dunăre a devenit un fel de victimă preferată a arbitrilor. Mărturie stau cele 9 eliminări suferite de jucătorii Oțelului în 10 meciuri. Trebuie să recunosc că nu am ce să le reproșez băieților, nu ai ce să le spui. Au muncit, au cât au putut. Cât am fost 11 la 11, nu cred că a văzut cineva diferența între Steaua și Oțelul Galați. Nu știa cine e Steaua și cine e Oțelul. Dar din păcate pentru noi, azi am avut o zi foarte ghinionistă, pentru că am avut ghinionul să avem o brigadă de arbitri în care nu știu dacă au avut o zi prea bună. Adică sigur nu au avut o zi bună. Meciul și eliminarea pentru Oțel. Meciul și eliminarea. Nu cred că este, până la urmă nu vreau să fac nicio referire, dar în 10 etape să ai 9 cartonașe roșii, 9 cartonașe roșii în 10 etape, în minutul 15 cu Steaua să ai om eliminat, să ai un vorbesc din punctul meu de vedere, să ai penalti clar, să nu primească jucător de la Steaua al doilea galben după ce lovește mingea după fluierul arbitrului, să nu primească Iancu cu cartonaș roșu după ce lovește fără minge cu talpa în spate un jucător de la... Adică nu neg și nu contest victoria Stelei. Au câștigat, Steaua echipă europeană, e cea mai bună echipă din România, cu jucătorii cei mai valoroși, dar în această după-amiază, dacă Oțelul rămânea 11 la 11, nu cred că Steaua câștiga atât de lejer. Oțelul are 5 puncte după 10 etape, iar salvarea de la retrogradare pare în acest moment doar un vis de Crăciun. Echipa gălățeană vrea însă să înceapă revenirea de la partida cu Viitorul, care se anunță un meci pe viață și pe moarte.